Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, în colaborare cu Institutul Francez din România, a organizat ediția a 10-a a preselecției regionale pentru Festivalul Național de Cântec Francofon Chanson sur Seine de la Baia Mare. Interpreții au fost împărțiți în trei categorii. Cei mai buni concurenți ai fiecărei categorii s-au calificat pentru finala de la Baia Mare. Pe lângă concurenții care au evoluat în concurs, elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu au încântat publicul cu melodii în limba franceză, interpretate de corul elevilor din clasele a 7-a și a 8-a, pregătit de profesoara Loredana Stoian. La categoria 13-15 ani, premiul întâi a fost câștigat de Constantinescu Bianca Maria de la Școala Gimnazială numărul 1 Rovinari, pregătită de profesorul Păsărin Iliuța Dorotea. La categoria 16-17 ani, premiul întâi a fost câștigat de duetul Rodocan Ariana Miruna și Giunea Giulia, de la CNTV Târgu Jiu, profesor Giugiuc Ciprian Daniel. Iar la categoria 18-25 de ani, premiul întâi a fost câștigat de Orleanu Constantina Cornelia, Liceul Tehnologic Turceni, profesor Dabelea Elena. Felicitări tuturor concurenților și dascălilor care i-au pregătit!